Ce poate fi mai frumos decât o față luminoasă, îngrijită, fără pete, riduri sau alte imperfecțiuni? Pentru a ajunge la așa performanțe, nu trebuie să maschezi problemele pielii cu fond de ten, pudră sau corector, ci să le depistezi și să le tratezi din interior. Frumusețea este însoțită întotdeauna de o îngrijire corectă a tenului. De aceea am decis astăzi să facem o diagnostificare a tenului cu ajutorul lămpii Wood pentru a identifica corect tratamentul necesar tipului de ten. Mai întâi de toate, trebuie să știi că în ultimul timp cosmetica organică a devenit o necesitate. Deoarece în ultimii ani este o cerință foarte mare pe piață de produse naturale, pentru că lumea devine tot mai informată și doresc un mod de viață cât mai sănătos și doresc să vadă o transparență din partea producătorilor despre originea produselor, despre cine este producătorul, cum au ajuns la punctul de vânzare. De un an, piața din Moldova s-a îmbogățit cu o nouă gamă de produse bio-organice din Italia, începând cu diverse tipuri de creme, măști pentru față, seruri anti-rit, balsamuri de păr până la uleiuri pentru masaj, toate pe bază de ingrediente naturale. Produsele Anthos Cosmetica Naturale au fost testate de EcoCert, cea mai importantă organizație din Europa pentru certificarea produselor naturale, care au fost crescute în zone nepoluate. Este foarte important să citești ingredientele și să alegi produsele bio. Cosmeticile organice sunt produsele care conțin 100% ingrediente naturale, care sunt extrase din plante crescute în mod natural, fără acei conservanți clasici care de obicei sunt folosite în produsele cosmetice ce se vând în comerț, care conțin acei parabeni, care conțin acei parfumuri sintetice, parafină, uleiuri minerale, care de obicei duc la apariția prematură a ridurilor, la descomarea tenului, la uscarea pielii. Pentru a vedea de ce produse cosmetice ai nevoie, trebuie să-ți testezi tenul. Examenul cu lampa UD este un test diagnostic util în anumite tipuri de afecțiuni dermatologice. Însă în magazinul Anthos, specialiștii îți vor spune ce produse să folosești în funcție de problemele tenului tău, precum lipsa colagenului, celulele moarte, petele pigmentare. Analiza este complet nedureroasă și gratuită. Astăzi dorim să dăm start experimentului cu lampa UD pentru a testa pielea clienților. Și timp de 4 luni, clientul o să facă un tratament cu produsele corespunzătoare problemei tenului. Să dăm start experimentului! Stella, te rog să te uiți în oglindă. Deschizi ochii. Ce avem noi aici la Stella? Pielea este un pic deshidratată. Sunt celule moarte la suprafață. De fapt, aceste piete albe ne spun și despre o maturizare anormală sau rapidă, să spun, a tenului. Vedem că este o lipsă de colagen în zona ochilor și la nivelul frunții avem daune solare. În rest, este ok. Pentru tratament, domnișoara va avea nevoie de lăptișor demachiant care conține miere de albine, extract de mușețel și ulei din sâmburi de caise. Tonic revigorant care conține extracte de mușețel, castan sălbatic, apă de hamamelis și apă de trandafir. Cremă de restabilire a tenului care realizează o benefică acțiune hidratantă și restructurantă, conferind pielii, feței și gâtului elasticitate. Ser contur pentru ochi. Acesta acționează conferind elasticitate și prospețime zonei perioculare.
atenuează și previne pungile de sub ochi, cearcănele și ridurile de expresie. Lapte cu protecție solară, mască hrănitoare și apă florală. Experimentul care îl vom face noi este indicat pe timp de 4 luni, la care o să dorim să știm părerea ta, dorim să știm în fiecare lună care sunt schimbările tenului, ca să arătăm și clienților de fapt care este efectul acestor produse organice.